Hei, salutare tuturor! Când vine vorba de volatilitate în investiții pe instrumente cu deținere, prima dată îți vine în minte piața cripto, unde poți avea volatilitate de ordinul zecilor de procente de la zi la zi. Dar nu despre asta vă voi vorbi astăzi. Este vorba de un instrument mult mai volatil, unde poți să îți multiplici banii de la oră la oră, dar ai putea totodată pierde în aceeași oră 70, 80, 90% din valoarea investiției tale. Cum am luat eu contact cu această lume a investițiilor? În 2016 aveam un buget de 2000 de euro, buget pe care l-am împărțit în 10 părți egale de câte 200 de euro și am început să intru în această lume a investițiilor și pun în ghilimele deoarece nu era o investiție, ci era un gambling ordinar. Era la același nivel la care mulți tratează piața cripto, adică nu mă interesează ce face proiectul sau dacă face ceva proiectul respectiv, ci scopul este unul singur, să îmi multiplic banii într-o perioadă foarte scurtă de timp, chiar cu riscul de a pierde un procent mare din investiția mea, dar poate voi multiplica banii respectivi. După 3 luni m-am retras, pentru că nu știu dacă am câștigat sau am pierdut din bugetul respectiv, dar cert este un lucru, am pierdut timpul. Deschideam aplicația și de 10-15 ori, în interval de câteva ore, doar pentru a vinde sau a cumpăra, iar la sfârșitul zilei, uneori aveam pe plus, alteori aveam pe minus. În primele zile, pentru că alea m-au marcat foarte mult, în prima zi am avut un câștig de 70%, din bugetul de 2000 de euro. Depășisem 3000 și ceva de euro, eram foarte fericit, eram cel mai bun investitor în acel moment. Ziceam că uite cât de simplu este să faci investiții. De ce n-am făcut eu mai devreme așa ceva? Dar apoi am înțeles că a investi nu înseamnă să faci gambling. În ce investeam eu era vorba de piața penny stock-urilor. Ce sunt penny stock-urile? Sunt acele acțiuni care sunt tranzacționate la valori de sub 5 dolari. Unde le poți găsi? În aplicația Trading 212 poți găsi la capitolul mari câștigători sau mari pierzători. Dacă nu ai cont la Trading 212, vei avea un link în descriere dacă vrei să îți deschizi un astfel de cont. Dar cert este că eu am trecut pe la acel tip de investiție și nu îl recomand nimănui. Nu eram educat, nu știam ce înseamnă să investești, nu știam ce înseamnă să-ți alegi un obiectiv, nu știam ce înseamnă să-ți trasezi o direcție, nu știam ce înseamnă un buget de investiție în fiecare săptămână sau în fiecare lună și așa mai departe. Am făcut acest tip de gambling pe durată de 3 luni. Am avut, după cum v-am spus, volatilitate enorm de crescută. Aveam 3400, aveam 1600, creșteam la 2500 și așa mai departe. Dar am înțeles într-un final, după ce am încercat să mă educ mult mai bine, că nu aia este direcția când spui investiții. Când spui investiții, este vorba de un plan, un obiectiv, un buget. Înseamnă că te pregătești înainte de a intra în investiții, pentru a nu întâmpina alte probleme. Dar eu, neînțelegând, am spus, ok, asta este ceea ce știu să fac, voi continua în această direcție. Nu doar eu am făcut așa ceva, ci am mai atras alte persoane unde eu mă lăudam. Uite câți bani am făcut eu într-o singură zi. Ești un prost că nu vrei să mă asculți, nu vrei să intri în ceea ce am intrat eu. Și uite, așa am atras și alte persoane în această lume foarte proastă a investițiilor, doar de dragul de hai să facem bani rapid într-o perioadă scurtă de timp. După 3 luni m-am oprit. A fost o oprire bruscă, deoarece nu eram atât de atașat, pentru că eu nu mă foloseam de banii respectivi. La modul, am intrat cu 2000 de euro, dar chiar dacă am făcut 3400, nu am retras din banii respectivi, doar cu gândul că, păi dacă eu retrag 300-400 de euro să merg să-mi cumpăr un articol vestimentar sau mai știu ce alte produse, numai bine îi las și mâine îi investesc din nou și îi înmulțesc. Dar lucrul ăsta nu se întâmpla. Odată câștigai, odată pierdeai, sau de 2 ori câștigai, de 7 ori pierdeai și așa mai departe. Am reușit să ajut pe cei care au vrut să se oprească
așa cum ne-am ajutat să și intre în această mizerie. Ceea ce eu vă prezint astăzi sunt greșeli, greșeli pe care voi, cei care sunteți la început, să nu le repetați, să nu mergeți în aceeași direcție, mai ales când vine vorba de sume mari de bani. Că tu te duci în această piață foarte riscantă, cu 10, 20, 30 de euro pe săptămână, nu mi se pare un lucru atât de rău. Dar când te duci cum am dus eu, cu un buget de 2000 de euro, fără să ai un alt portofoliu mai stabil, aia este pură prostie și mi-o asum. Ceea ce eu îți prezint în acest clip sunt doar sfaturi de așa nu. Nu merge să-ți riști banii tăi, bani pe care tu îi câștigi cu trudă. Trebuie să mergi la un loc de muncă, să-ți dai timpul tău la schimb pentru banii respectivi, iar tu apoi să-ți bagi joc de ei într-o piață unde orice știre apare despre compania respectivă modifică prețul cu zeci sau sute de procente de la oră la oră. Acea piață unde se creează știri fake doar de dragul de a crește prețul ca alții care au intrat mai devreme să poată să iasă pe profit. Iar tu, cel care doar vezi acolo creșteri și volatilitate foarte mare, să spui ok, vreau să intru pentru că vreau să multiplic bani. Nu ești decât o simplă gâscă care înghite gălușca așa cum și eu am înghițit-o în 2016. Așa că, înainte să intri în investiții, încearcă să urmezi o traiectorie de a te pregăti pentru această lume a investițiilor, pentru că gamblingul nu înseamnă investiții. Eu vă mulțumesc foarte mult! Dacă ți-a plăcut acest tip de material, apasă și butonul de like. Este o modalitate complet gratuită care pe mine mă ajută enorm de mult. Până data viitoare, mult succes tuturor!